seara și bine ați revenit cu tine la Prof. Onai cu exerciții de matematică la algebră. Vocea ta, cum să spun, vocea ta anunță o mare bucurie. Și trebuie să le spunem și prietenilor noștri că bucuria aceasta a ta, din glas, o pot trăi și ei dacă vor munci la fel. Da, așa trebuie să se întâmple, să avem și satisfacția efortului depus. Puteai să iei 10, nu? Da, am mai 9-25. Da. M-a sunat ieri un băiețel de la Constanța, care mă mai sunase în clasa 7-a, de ce am te-am sunat și pe tine Miruna și pe Mihaela, că am venit aici, duminică fiind, nu aveam de gând să ajung nici într-un chip. Dacă tu mă rugai, Miruna, să viu să fac și o lecție, nu se mai lasă-mă, ce mă merg. Totuși, pe băiețelul ăsta la Constanța nu am putut să refuz. Nu m-am sunat să de-am trecut și mă vine cu niște chestii foarte, foarte frumoase. O parte din ele am să încercăm să le rezolvăm și noi acum. Să vedeți ce unul din exerciții, dar nu vă-l dau deodată, ci pornim mai de jos cu niște lucruri mai interesante. Iată așa. Aș vrea să rezolvăm ecuația asta. Modul din 2x plus 1 egal cu 3. Ce înseamnă asta? Hai, Miruzi. Că minus 2x plus 1 egal cu 3. Minus paranteză 2x plus 1 egal cu 3 și 2x plus 1 egal cu 3. Și așa, dar eu aș vrea altfel. 2x plus 1 egal cu 3 și 2x plus 1 egal cu minus 3. Păi așa-i mai plăcut. Adică, ca să dea 3, înseamnă aici este fie 3, fie minus 3. Deci de aici este echivalent cu a spune 2x plus 1 egal cu 3 sau 2x plus 1 egal cu minus 3. Și depinde ce mulțime rezolvăm. Acum ne apucă de rezolvăm ecuația asta repede. De sus, 2x egal cu 2, x egal cu 1. Și 2x egal cu 4, x egal cu minus 2. X egal cu minus 2. E bine, nu? Da, da. 2x egal cu minus 2, x egal cu minus 2. Dar dacă v-aș da ecuația asta, modul din x plus 1 plus modul din x plus 2 plus modul din x plus 3 este egal cu egal cu x minus 5. Păi eu dat x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 egal cu x minus 5 și am dat x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 egal cu minus, într-o paranteză, x minus 5, care egal cu minus x plus 5. Da? Vă dau mesaj. Bine. Cum ați propune aici? Tu ai avut o idee. Miruna, ce a zis? Că x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 egal cu x minus 5, nu? Da. Sau x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 egal cu minus x plus 5. Sunteți de acord? Ea zice așa, ați văzut cum? Cum? Miruna, dar dacă ai fi avut numai atât, x plus 1 egal cu x minus 5. Cum ai fi gândit? Ce x plus 1 egal cu x minus 5 sau x plus 1... Deci de aici ar fi avut cele două variante. X plus 1 egal cu x minus 5 da. Și altă variante, x plus 1 egal cu minus pe lângă x minus 5. Minus pe lângă x plus 5. Minus x plus 5. Da. Ei bine, asta x cu x de o parte și de alta se reduc, nu? Da. De parcă ar fi că 1 egal cu minus 5, fals. Da. Varianta asta nu merge. Se scrie toată lumea scrie chestia asta. Da? Cea de-a doua, x plus 1 egal cu minus pe lângă x minus 5, cred că mă feră ce vrea șanse, fiindcă va fi x plus 1 egal cu Adi? X plus 1 egal cu... Minus X. Plus 5. Minus X plus 5.
Ceea ce înseamnă că... Să reduce x... Nu se mai reduce. Nu se mai reduce. Dacă ducem pe x dincolo, vine aici cu minus, duc dincolo, va fi cu plus. 2x... 2x egal cu... 5 minus 1, 4. Adică x egal cu 4 pe 2, 2. Deci are o soluție. Da. Acum, Miruna, plecând de la exercițiul ăsta, când îl dau pe varianta de mai sus, x plus 1, Miruna, plus modul din x plus 2, da, cu 2 modul, egal cu x minus 5, spune-mi tu, ce ai spus aici, ca să... x plus 1 plus x plus 2 egal cu x minus 5 și x plus 1 plus x plus 2 egal cu minus x plus 5. Crezi că este corect așa ce simți tu? Da. Dar ce, este totul modul? Este așa? Egal cu x minus 5? Domnul, x... Este un modul plus alt modul egal cu... Deci e complicată povestea. X plus 1 egal cu x minus 5 și x plus 1 egal cu minus x plus 5. Adică îl neglijez pe ăsta x plus 2. Îl neglijez, nu ai nicio treabă cu el. Și după aia la fel facem pentru toate. Păi stai, mă! Am avea 4 cazuri aici. Nu, no, mă, e egalitate care trebuie prinsă acolo. Să desfacem modulul și ar veni x plus 1 plus x plus 2 egal cu x plus 2. Cum să-l desfac? Că e modul din. Nu pot zic că e modul din x plus modul din 1, că prostie. Normal. Nu știm. Iată un moment foarte tare. Foarte tare. Deci ăsta cu 2 moduli sau cu 3 moduli începe să fie interesant. Chiar foarte interesant. Când avem un singur modul, ne-am descurcat. Dar cu doi... Hai să facem pe ăsta, tu ne-o duce la locul 3. Păi așa am zis și eu. Ce știți de modul? Modul ce fel de număr este tot timpul? Pozitiv. Pozitiv. Da? Pozitiv tot timpul. Da. Deci rezultatul acțiunii modulului înseamnă un număr pozitiv. Da. Ăsta la altul când acționează, tot un număr pozitiv. Da. Un număr pozitiv plus un număr pozitiv, tot pozitiv. Înseamnă egalul său să fie și el pozitiv. Deci aici ar fi, din observația făcută, că asta e pozitiv din stânga, deci înseamnă că și dreapta trebuie tot pozitiv să fie, ca să fie egalitate. Deci înseamnă că x minus 5 mai mare egal decât 0, x minus 5 mai mare egal ca 0, ca să fii pozitiv. Și aici ar însemna, cum ai spus voi, perfect, x mai mare egal decât 5. Deci x-ul de la 5 încolo să trebuie să înceapă. Mm-hmm. Păi dacă x-ul începe de la 5 încolo, x plus 1, ce fel de număr este? Par. X plus 1 e de la 6 încolo. Da. Dar dacă x mai mare egal decât 5, x plus 1 e mai mare egal decât ce? Decât 6, nu? X plus 2 cum este și el? X plus 2 e mai mare egal decât cine? E, mai mare egal decât tot... Decât 7. Decât 7. Că 5 plus 2 e 7. Sigur că da. Dar X plus 1, ce fel de număr dacă e de la 6 încolo? E pozitiv. Da. Și modul din X plus 1 cum este atunci? Modul din X plus 1? Adică dă exact ce este întrebare. Deci modul din 3 cât este? Modul din 3 este 3. 3. Modul din 9 cât este? 9. Deci modul din x plus 1 dacă e pozitiv, face x plus 1. Și modulul celălalt cât din x plus 2 cât face? X plus 2. Egal cu x plus 2. Și acum e o păcăleală că mai sunt moduli aceia acolo. În clipa asta, în loc de x modul din x plus 1 pot să spun x plus 1. Deci x plus 1, plus. În loc de x plus 2, cât se pune? X plus 2. X plus 2. Dar nu facem analiza asta. Trebuie făcut analiza asta. Neapărat. Că altfel așa scriem tot. Păi nu. Păi așa am zis. Nu că... Cu analiza asta. Nu că aruncăm modulul și gata să dăm. Exact. Deci atenție, chestii de finețe foarte tare. Deci modulul ăsta e pozitiv. Plus modulul ăsta, care e un număr pozitiv. Suma două numere pozitive este un număr
pozitiv, atunci dreapta trebuie să fii pozitiv, atunci ce am prins de la 5 încolo. Am înțeles, gata, eu mă apuc de lucru. Și da? Deci, atenție foarte multă. Scrieți toate chestia astea care am făcut-o eu. Deci, spune-mi aici că e mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Suma în două numere pozitive și el un număr pozitiv. Deci, numai după ce facem analize. Sigur că da. Dacă ar fi fost minus aici, aș fi stricat tot inițiu. Dacă ar fi fost modul minus modul. Uh-huh. Asta e pozitiv, asta e pozitiv. Diferența poate fi fie pozitivă, fie negativă și nu mai aveam ce face. Numai așa, când e cu plus. Foarte important. Jocul merge. Deci modul care e pozitiv plus altul pozitiv, suma două numere pozitive, un număr pozitiv, înseamnă egalul său din dreapta să fie și el pozitiv ca șanse de egalitate să am. Și de aici e treaba foarte tare. Păi noi x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3. Da, mă, da, sus, da. Plus da. X plus 3, dacă m-aș duce sus, da. Nu? Da. Plus x plus 3, da. Egal cu x minus 5. X minus 5. Ce da. E echivalent? Cu? Echivalent cu 3 ori x. 3 ori x plus 6. 3x, 3x plus 6. Egal cu x minus 5. 5. Și de aici rezultă că și aici 3x minus x egal cu minus 11. Da, 3x minus x, adică 2x. 2x egal cu minus 11. Și de unde rezultă că x egal cu minus 11 pe 2. Minus 11 pe 2. Da, noi și de unde am luat? De la 5 încolo. Da. Păi minus 11 pe 2 aparține de la 5 încolo? Nu. De la 5. La plus infinit, în intervalul ăsta, nu. Nu aparține. Rezultă că ecuația aceea nu are soluții. Că noi am hotărât că x sunt de la 5 încolo. Și am găsit pe x egal cu minus 11 pe 2. Păi da. Prostii. Bă, ecuația nu are soluții. Da, am înțeles. Mi-a mai dat saltă. Da. Iată egeșeseu care mi l-a dat acum. Colegul vostru. Darius, dacă ești pe fază, trăiește acum că n-am discutat cu el. După ce aseară am muncit noi acolo, în sfârșit, acum am găsit ideile cele mai frumoase pe care obiectivul meu a fost să-l vă comunic și vouă. Și am făcut săpături în mintea mea cum să-l fac adaptabil pentru ca să fie ușor de înțeles și pentru voi. Iată ce exercițiu mi-a dat el. Sună așa. Să se rezolve în Q, sau să se afle numărul soluțiilor, scrieți-o, să se afle numărul soluțiilor în Q pentru ecuația. Modul din X plus 1 plus modul din X plus 2 plus modul din X plus 3 plus și mai departe plus puncte, puncte plus modul din X plus 10 egal cu 4x minus 15, nu mai știu exact, ca nu mai așa. Îl facem după, dacă 4x minus 15, ți-a zis, da? Da. Păi când 4x minus 10x plus 110 egal cu 4x minus 15. 10x plus 115. Am făcut așa. X plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus puncte 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 plus x plus 10 egal cu... Dar la e, că sunt moduli, nu așa. Păi dar cum elimini modulul fără să analizezi? X plus 1 e număr... X plus 1 e număr... Stai puțin, Nadi. Nu e număr negativ, e număr pozitiv. De unde știi că x plus 1 plus? Păi hai să vedem. Pentru că... Suma aia dă un număr pozitiv. Păi așa începem. Ăsta e mai mare egal decât 0. Așa trebuie să zici. Ăsta e mai mare egal decât 0. Modulii sunt pozitivi toți. Mai mare egal decât 0. Fiecare e mai mare egal decât 0. Atunci, membru stâng, hai să notăm așa. Membru stâng care este egal cu modul din x plus 1. Stângul. Membru stâng, modul x plus 1 plus modul din x plus 2.
plus și mai departe, plus modul din x plus 10, este mai mare egal decât 0. Este o sumă de numere pozitive. Membru stâng e mai mare egal decât 0. Membru stâng egal cu membru drept. Avem un egășițiu. Care membru drept cine este? Membru drept este 4x minus 15. Și cum ăsta era mai mare egal decât 0, înseamnă egalul sau mai mare egal decât 0. Că cu aceasta înseamnă membru stâng egal cu membru drept. Nu? Membru stâng, uite, asta e stângul. Membru stâng. Și ăsta este membru drept. Și ecuația înseamnă membru stâng egal cu membru drept. Cum membru stâng este pozitiv, iar membru stâng egal cu membru drept, înseamnă că și membru drept este mai mare decât 0. Egal ca 0. Deci membru drept este și el mai mare egal decât 0. Și acum, echivalent, lucrăm la asta. 4x minus 15 mai mare egal decât 0. 4x e mai mare egal. Deci 4. Finalul. Asta aici e o lucră. 4x minus 15. 4x e mai mare egal decât 15. Că adunăm un 15, n-am bine, da? Da. 4x mai mare egal decât 15. Adică ceea ce asemna că x mai mare egal decât 15 supra 4. Adică 15 pe 4, 4 și ceva. Da. Deci ar însemna că x aparține de la cât? De la 15 pe 4. Da. De la 15 pe 4 până la plus infinit, puncte, puncte, da? Da. Deci dau de acolo înainte. Atunci, x plus 1, deci de aici rezultă că x plus 1 e mai mare egal decât 15 pe 4 plus 1. Da. 15 pe 4 plus 1, că dacă e la 15 pe 4 plus 1, care e mai mare ca 0, fără discuții. Corect. Și atunci modul din x plus 1, modul din x plus 1 e egal cu x plus 1. Că modulul unui număr pozitiv îl lasă așa. Modul din 3 e 3, modul din 7 e 7. Modul din x plus 1 care e pozitiv, rămâne x plus 1. Puncte, puncte. Și rămâne departe. Modul din x plus 10 va face egal cu x plus 10. A scris 110. X plus 10, da? Da. Face x plus 10. 10, da. Și atunci ecuația devine. X plus 1 plus x plus 2. Deci e că devine, așa scris, devine. După analiza făcută, ecuația aceea care a fost dată cu modul devine. Fără modul. Ce ne zice? Zic, x plus 1 plus x plus 2 plus și așa mai departe plus x plus 10. Fără modul, nu? Fără. Egal cu 4x. Egal cu 4x minus 15. Așa. Și avem așa, 10x. Că 10 de al x, da. X plus x plus x, da. 10 ori 10 x. 1 plus 2 plus până la 10 e 55. Da. 1 plus 2 plus 3 plus suma lui Gauss, 55. 55 da. Până la 10. Da. Da. 55 egal cu 4x minus 15. Echivalent da. Cu? Echivalent cu 10x minus 4x, adică 6x. Da, egal cu minus 70. Da. Așa, și face cât? 6x, 6x egal cu? Minus 70. Minus 70. De unde x egal cu? Minus 70 supra 6. Se simplifică. Prin 2. 2 și face minus 35 pe 3. Și noi vișor ne-am asigurat de la 15 pe 4 încolo. Pozitiv. Nu aparține intervalului. Deci minus 35 pe 3. Minus 35 pe 3 nu aparține. Nu aparține. 2. De la 15 pe 4 încolo. Deci, imposibil. Deci ecuația n-are soluție. La întrebarea aflat numărul soluției, răspunsul 0. 0 soluție. Adică mulțimea vită. Mulțimea vită. Deci x aparține mulțimea vită. Frumos. Așa a fost ieșiția. Da, ați văzut că a fost pregătirea aceea cu moduli, înseamnă, nu știu ce, cu 2 moduli, cu 3 moduli, cu observația că modulul e tot timpul pozitiv. Deci la ieșitul ăsta,
Nu poți să te apuci dacă n-ai niște lucruri din urmă foarte deci, bine pus la pus. Miruna, finalul și membru stâng cu membru drept, știi din final și vezi exact cât e X-ul și de acolo e pozitiv și de acolo pleci. Deci nu renunțăm repede la modul. Nu deodată renunți la modul și zici dacă X-ul. Nu redactăm chestia asta, că X deci, și de la 15 pe 4 încolo, nu, când ajungem aici la X-ul respectiv, mai ai motiv să-l iei sau să nu-l iei. Plus în varianta de a renunța la modul, abia după analiza că X și sunt la 15 pe 4 încolo. Îți permiți să spui că X plus 1 e pozitiv, X plus 2 e pozitiv și mai departe, deci modulul unui număr pozitiv este lăsat numărul respectiv. Dar cred că există și cu soluții, nu mai fără soluții. Bine, depinde acum ce X... Cum a luat acolo, da. Ce X, am zis aici, 4X. 4X minus 15. Autorul tot băgat așa cu chestia asta, ca în final să-i dă un X negativ. Dar dacă dădea un X destul de mare, aici... Dădeam plus 100, gata. Da, 100X, atunci rămânea 100, să găsu 10, e clar că găsea X-ul respectiv. Da. Din intervalul respectiv. Ce să dăm? Da. Din asta să lucrăm? Da. Vă mai las pe unul la care să vă gândiți și pe urmă trecem la X-ul voastră. Ăsta mi-a plăcut foarte tare, care vă dau. Am și muncit foarte mult, să vedeți cât de mult am muncit la el. Aia cu modul de modul? Nu. Un alt. Modul din X plus 1 plus modul din X minus 2 plus modul din X minus plus 3 plus modul din X minus 4 plus modul din X plus 5. Vedeți? Plus, minus? Așa alternează. Plus puncte, și mai departe, plus modul din X plus 99, plus modul din X minus 100, egal cu 5.000. Modul din X tot așa face, nu? X plus 1 e mai mare decât 0. Cei care modul sunt pozitiv, da? Da. Dar în dreapta nu am ceva care să fie cu X. Este un număr fix. 5.000. Tot pozitiv. Care e pozitiv. Dar trebuie tot a fost 4X să fie acolo minus 15 mai mare ca 0, care m-a condus spre el, nu ce este. Dar aici n-am niciun motiv să mă leg de chestia asta. Atunci îi obligăm pe fiecare să fie mai mare egal decât 0. Nu? Nu îi obligăm, ei sunt ca ei, moduli. Cu siguranță sunt mai mare sunt, egal decât 0. Dar niște numere pozitive adunate pot să dea 5.000. Pot să dea 5.000. Deci nu am niciun motiv să spun că n-am vreo selecție. Nu mai pot rupe problema după varianta dinainte. Uh-huh. Deci modelul dinainte pică. Când dreapta nu mai am ceva în X. Am înțeles. Ne mai fi o expresie în X pe care să o aplic să fie pozitivă, e altceva. Și aici, să vă spun, nu vă spun nimic. Vedeți ce m-am gândit. Dar nu e pus, să știți că eu l-am căutat și azi. Nu e pus, nu? A, da, s-a făcut... Ieri am făcut lecția asta, am sunat. X minus 2 este mai mare egal decât 0, dar X minus 1, X plus 1 nu mai este. Cum să nu fie? Păi X plus 1 mai mare decât 0. Dar n-are importanță ce întrebare. N-are importanță ce întrebare. Important este că după ce lucrează modulul, după ce lucrează modulul, îl face pozitiv. Să fie pozitiv, am înțeles. Asta e sigur. După ce lucrează modulul asupra lui, îl transformă într-un număr pozitiv. Uh-huh. Ei, l-am întrebat pe Darius. Băi, Darius, ce te-ai gândit aici? Păi, zice, m-am gândit și eu la următoarea chestie. Știu o inegalitate, zice. Care zice așa. Modul din A plus modul din B e mai mare egal decât modul din A plus B. Dar te faci o formulă? Da. Care sunt de parte de dovedi. Deci, suma modulilor a două numere e mai mare decât modulul adunării sau a scăderii. N-are importanță. Și poți să fii și minus. Da. Hai să vă arăt.
Numere A și B pot să fie amândouă pozitive, amândouă negative sau amândouă una negativ și una pozitivă. Deci cazuri. Cazuri se numește. Cazul întâi. Dacă A e mai mare ca 0 și B mai mare ca 0. Atunci. Exemplu. A egal cu 7, B egal cu 5. Să luăm o situație de asta concretă. Atunci, modul din 7 plus modul din 5. După cum zice că e mai mare, să vedem dacă e adevărat, decât mai mare egal. Mai mare egal, deși poți uita de egal. Da. Hai să vedem. Decât modul din 7 plus 5. Deci, am luat cazul întâi când am două sunt pozitive. Deci dacă A pozitiv, B pozitiv. Și am luat un exemplu concret. Mai mare egal decât modul din 7 plus 5 sau minus 5. Da, n-am ei, modul din 7 este 7 plus 5. Este egal cu 7 plus 5. Mai mare egal decât 7 plus 5 sau minus 5. Dacă e cu 7 plus 5, face egalitate. Dacă e cu minus, iar și bine. Că e 12 mai mare decât... Da. Deci când am două sunt pozitive, egalitatea inegalitatea poate fi și strictă, dar poate fi și pe egal. Cazul 2. Am două negative. A mai mic ca 0, B mai mic ca 0. Atunci, modul din... Da, să dați numerele. Să luăm așa. A egal cu minus 7, B egal cu minus 5. Da? Da. Am două negative. Și atunci vine modul din minus 7 plus modul din minus 5. Da. Ar fi mai mare egal, după cum spune aici, cu modul din minus 7, minus 5 sau plus 5. Că minus minus va transforma fi minus ei plus. Modul din minus 7 e 7. Și va fi 7 plus 5. E mai mare egal decât dacă aici... Ne-ar fi minus 12. Minus 12. Și 12. Modulul anului azi și 12. Sau poate să fie... Dacă e plus între ele. Așa. Face minus 2, modul 2. Da. Deci poate să fie cu egal, 12 egal 12, sau poate să fie așa mai mare, că cel dă 2. Da. Deci, și 12 este și corect. E corectă, da. Inegalitatea. Când am două, așa, unul așa. Așa. Cazul? 3. 3. A egal A negativ și B o pozitiv. Adică A minus 7 și B egal cu 5. Și atunci am avea modul din minus 7. Minus 7 plus modul din minus... Nu, din 5. Din 5. Da. Mai mare, mai mare egal decât modul din minus 7. Plus 5. Plus? Minus 5. Sau minus 5, da? Da. Și avem modul din minus 7, 7. 7. Plus 5. Plus 5. 12. Mai mare egal. Da? Nu de data asta, de fiecare dată. De fiecare dată. E minus 7 minus plus 5. Plus 5 e minus 2. Și modulul 2. E 2. Da? Și acolo minus 12 și 12. Și egal. Și iar. Și invers de la fel. Invers la fel. Așa. Concluzia asta e adevărată tot timpul. Aha. Merită asta să o ține în minte. Atunci tot și timpul. Sus la fel facem, nu? Pe, hai să facem. Cum facem, Adi? Că acolo e modul de, modul de A, acolo e... Asta e A. Ăla e B. Aici e problema. Păi să le pe ăsta B sau să le pe la sfârșit? Pe ăla e la sfârșit de împărăția. Așa? Da. Dar de ce la sfârșit? Da, ia uitați-vă. X plus 1 și X minus 100. După aceea X minus 2 și X plus 99. Cred că asta e joc. Deci 100, 1 minus 100, nu? 100 minus 1, 99 minus 2. Îl zic bine? Nu zic bine. Plus. Hai să facem așa. Deci ne închipuim că ăsta este A-ul. 100. Hai să luăm deoparte. Modul din 100, modul din X plus 1. Da. Plus modul din X minus 100. 100. Și mai mare egal după formulă. Mai mare egal decât modul din... Fii luăm cu adunare, fii cu scădere. Spuneți cu ce să luăm. Că mi-e indiferent. Cu adunare. Eu zic că scădere. Să luăm cu scădere? Ai zis că e indiferent, domn profesor. Acum nu. Păi eu spun de ce mi-e indiferent. Dar din cele două variante, o aleg pe cea care îmi convine. De ce scădere? A, X plus 1, scăzut B. Adică minus pe lângă
x minus 100. Scăzut, a zis, da? Scăzut. Ca să facem cu plus 100. Nu numai asta, să dispare x-ul. Și x-ul dispare. Asta minus e fantastic. X plus 100. Deci egal mai departe cu modul din x plus 1. A egal aici, nu? Că e x plus 1 minus x plus 100. Uh-huh. Și face x cu x reduc și face modul din 101. Din 101, corect. Care face 101. Care 101? 101 e mai mare decât 100. Și egal cu 101, care e mai mare decât 100? Da. Ce, 101 e mai mare decât 100? Ba da. Deci e decât 100? Poftim? De ce am zis 100? Da. Am eu un motiv. Da, de ce? Domnul Dumnezeu, trebuie să ne zice de ce 100? De ce să vă zic 100? Da. Că 5.000 înseamnă de 50 de ori 100. Ah. 5.000 înseamnă de 50 de ori 100, corect. Și eu am să am 50 de echipaje de astea, că sunt 100 de moduri aici. Sunt 100, corect. A, și împărțit la 100. După varianta lui Gauss, mă rog. Să le luăm după varianta lui Gauss, câte 2, câte 2 și 50. Da. 50 de echipaje. 100, gata. Mi-am prins. Cam greu, deci, dar mi-am prins. Primul plus ultimul, primul modul plus ultimul, e mai mare egal decât 100. Da. Aha. Și acum, al doilea plus pe mult. Al doilea, adică x minus 2, plus modul din x plus 99 e mai mare egal. Da, din cât modul din? Modul din x minus 2. X minus 2 minus x minus 99. Minus care înseamnă x cu x reduc. Modul din minus 101 care minus 101 care face 101 și, mai mare și care e mai mare egal decât 100. Aha. Deci pe asta vedem ca 50 ori 100. Așa. Acum, modul din x plus 3, nu? Modul din x plus 3 plus da, modul din x minus 98. Da. Vă amintiți că așa da. Veni? Da, da, da. Mai mare egal. Mai mare egal decât modul din x plus 3. Da, minus x. Minus. Minus x. Minus x plus 98. Da. Tot acolo. Faci modul din 101. Aha. Și deci acum scriem 50 ori 101. Și așa mai departe, puncte, puncte. Da. Și avem 50 echipaje din 101. Care adică vreau... toată partea din stânga înseamnă da, așa. Modul din x plus 1. Plus modul din x minus 2. Plus modul din x plus 3. Și așa mai departe. Plus modul din x minus... x plus 99 minus, plus modul din x minus 100 da. Adică tot membru stâng al așa. Ăsta tot de ăsta aici tot, da? Egal e mai mare egal după ce am e mai mare strict chiar că e strict aici 101 e strict mai mare decât 100 da, a, și atunci noi mai punem egal cu 5.000 păi mie mi-a dat că e strict mai mare decât 5.000 de fiecare dat decât 50 ori 100, nu? Mai mare mi-a dat, adică 50 ori 100, corect. Adică de, 5, de 5.000. Da. Cum adică? Asta spunea să fie egal cu 5.000 și mie mi-a dat că e tot timpul mai mare decât 5.000. Este vreodată egal? Niciodată. Nu. Ecuația n-are soluție. Iar n-are soluție. Deci ecuația asta n-are soluție. Că el a cerut să fie egal cu, cu 5.000. Noi am demonstrat că e tot, timpul, e tot timpul mai mare decât 5.000. Indiferent ce x punem acolo. Dacă punem chiar și 1? Chiar și 1 dacă punem. Ia să pui, dacă pui pe x egal cu 1, în toată șmecheria asta, adică, vine 2 plus 1 plus 4 plus 3, adică toată suma va fi. Suma lui Gauss care face 5.050. Da. Și 5.050 e mai mare decât... E mai mare decât 5.000, nu e egal. Indiferent ce x pui. Orice x fracționar. Orice x fracționar. Sunt o infinitate de variante. Nici un x nu dă... Egal. Egal cu 5.000. E mai mare. Nici 0. Nici 0, că e 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 și fac 5.050. Și suma lui Gauss care e 5.050. Și minus 1. Până la 100. Și minus 1. Orice vreți voi. Puneți voi orice x. Minus 1, da, acolo e modul de asta. Da, minus 1 plus 1, pune deci, asta este, asta ți-l să scoate. În final, niciodată nu va fi 5.000. Deci e mai mare și dacă e mai mare, nu are soluție.
Da, păi nu. Egal cu 5.000 nu se poate să se întâmple niciodată. Speculația mare este asta. Că modul, suma a doi moduli, modul din A plus modul din B, mai mare egal decât modul din A plus B sau A minus B. Aha, și când învați? Când învați chestia asta cu speculația? În clasa 7 el a avut-o. El a avut-o? Paris mi-a spus-o. Da? Și voi când n-ați avut-o? Nu le-a dat-o. Nu le-a dat inegalitatea asta. Adică inegalitatea asta este ușor de dovedit. V-am arătat-o pe modele. Când am două sunt pozitive, am două sunt negative, una așa, una așa. Da, dar trebuie să vă spun că acest subiect este din gazetă. Din gazeta matematică. Și este un ieșit foarte frumos, interesant. Da, căutați-vă și voi în carte, poate vă dăm și vouă. Ce? Chestia asta. Dar nu neapărat. Elevii care vor să facă un pic mai mult decât nivelul orei, ei studiază, cercetează și găsesc așa ceva. Sunt inegalități. Asta e inegalitate clasică. Da? Inegalitate clasică. Nu. Nu. Dacă vreți merge la olimpiadă. Eu v-am dat-o din... din motivul acesta. Când? Joi. Inegalitățile și egalitățile ziceai. Da, ăsta cu 2x minus x. Da, dar nu ne-a arătat modelul ăsta. Modul? Da. Nu cu modul, cu numeri, cu numeri adică din astea mari. Adică ne vedeam ce am făcut noi la trecută la algebră. 2x minus 1 egal cu 5. Da, dar nu și nu ne-a arătat ecuații, din asta. Hai, ecuații mă, vă predau. Ecuații și inecuații. De forma și inecuații. A x plus b. Da, 2x plus 1 mai mare ca 0. Nu știu ecuații ce de forma a x plus b egal cu 0. Așa. Deci, și inecuații poate le dați. Dar, copii, nu pot pleca de la inegalitatea asta, pentru că are două lucruri de subtilitate aparte. Anume, mai întâi, ea este dată nu întâmplător cu 5.000, ci 5.000 este varianta lui 5, 10 ori 100, iar aici, cu planjul, primul plus ultimul, în baza acestei inegalități, îmi permite să pot spune că suma modulilor extremi, ca la suma lui Gauss, 2, primul și ultimul, tot timpul, da. E totdeauna ca valoare mai mare egal decât mai mare egal, da? Decât 101. Care 101 e mai mare decât 100. Strict mai mare decât 100. Da. Nu e mai mare egal, corect. Mai mare deci mai mare strict. Aici am greșit odată. Uh-huh. Strict mai mare decât 100. Dacă e strict mai mare decât 100 fiecare, dintre cei doi adunați, ai bine de 50 de ori adunați, fac 5.000. Și acum e limpede că... 50 ori 101 fac 5.050. 5.050 cu egalitatea aceea. Însă, pentru noi a fost... clar că e strict, mai mare decât 5.000, și cum să fie 5.000 vreodată? Nu e niciodată. Deci nu are soluție. Am deci nu are soluție. Foarte fain, foarte fain. Da. Și eu am unul fain pentru ei. Acum îți spune. De la voi din carte, nu... Da, deci nu așa mă. Deci au fost... O să găsiți eghesițul ăsta, să vedeți cât am muncit la el până când... Aseară, după ce am plecat, noi am ghicit ideea. Am ghicit ideea că așa este. El mi-a dat asta ajută cel mai tare. Ajută foarte tare chestia asta. Dar el mi-a dat-o numai cu plus. Și la momentul exercițiului respectiv, știți, eu sunt sincer. Poate asta e un lucru care surprinde toată lumea. Deci, spun că atunci n-am văzut și varianta cu minus, care ne-ar fi favorizat foarte tare. Exact, pentru că atunci le dădeau toate 101, corect? Da, pentru că le scădăm de x. Am făcut numai cu adunare și aici făcea 2x minus și se păstra x-ul. Da. Și nu mi-era clar. Simțeam că este bine, dar nu mi-eșea. Abia când am stat mai târziu și m-am gândit, mă, și scăderea, dacă scădeam mi-eșea fain de tot. Exact. Și atunci aveam motivul și eu. Am pipăit-o așa, dar n-am avut argument suficient să spun, să mă bazez pe scădere. Bă, că ei nu lucrează cu sumă de moduri, nu, profesor. Nici în colegele nu au sumă de moduri. Nu? Nu, n-aveți. S-a ridicat un pic mai sus, e ghișițul.
Da? Deci să se regat tot. Deci acum am înțeles și eu cum se lucrează cu sumă de moduri. Da. Mi-am adus aminte. Nu numai asta. Ar nu să înțelegi că acesta este un model care trebuie ținut. Nu, dar oricum ca și modi cum să-l gândești, să-l raționezi, ca să-l pornești în plecare. Dar el s-a bazat pe așa speculații, că sunt consecutive aici, la alte luni, nu are nicio importanță. Sunt consecutivi și că suma lui Gauss. Deci autorul, când a gândit ghișițul ăsta... A plecat la suma lui Gauss, e clar. Sigur că da. Era așa, 1 plus 2, nici neapărat modul de X plus 1. Sau modul de X minus 2, domn profesor. Da. Cred că așa și când 1 plus 2, totdeauna dă 5 și 50. L-a translat cu un X. Exact, și a pus un modul. Da, și a pus tot în modul, adică a adăugat lui 1, lui 2, lui 3. Și arată tot că e 5.000, niciodată. El știm bine că e 5.050. 50, corect. Ei, dar cum s-a arăt că niciodată? Că a mers în mulțimea Q. În Q, corect. Adică mulțimea fracțiilor și mulțimea lor întregi este o infinitate. Exact. Nu? E imposibil să le treci pe toate, să le măsori pe toate. Ei, ca să ajungi să-ți constați că n-ar nicio soluție... Numai după cu asta. Trebuia așa să inegalitate. Să niciodată nu faci fi 5.000. Fain, deci băgați-o la cap. E foarte... Dar asta poți să țin în minte, domnul profesor. Nu, asta poți să țin. Trebuie să o țină obligatoriu pentru că și demonstrat-o. Da. Deci din clipa asta este a voastră. Deci nu mai este o inegalitate exact. Care să vă supă. Dar am auzit-o. Exact cum mai spune, suma a două laturi mai mare decât a treia. Da, la un triunghi. Suma a două laturi e mai mare decât a treia. Da. Totdeauna, orice triunghi. Așa și aici. O suma celor doi moduli e mai mare decât modul din fiecare aduni pe cele fiecare scase. Da. Dar important este că... Da. Interesant. Foarte interesant. Am mai învățat ceva. Olimpiadele astea, vedeți, mai învățăm câte ceva. Da. Fiecare clipă, dacă o să înțelegem că până trecem în partea cealaltă, la Doamne, Doamne, învățăm, continuăm învață. Și numai așa își ne ține neuronii într-o activitate. Continuăm. Și dacă stai în starea asta de bine, când descoperi ceva și zici, încă ceva fain de tot, îmi place. Și asta îmi place. Atunci, faci progres. Acum vă dau exerciții, domn profesor. Să vedem. X-1/2. Scrieți așa mai mult în cap. X-1/2. Da. Plus 2x-1/3. 2x-1/3. Plus 3x-1/4. Plus. Și așa mai departe. Plus 2012x. 2012. X-1/2013. Egal cu 1/2. Plus 2/3, plus 3/4, plus și așa mai departe, plus 2012/2013, minus 2012. Este gata la voi, trebuie să-mi dați soluția. Păi ce ai zis, culcă? Dacă eram x-1/2 plus 2x-1/3, doar atât. Știam să fac. Dacă, cum îl făceai pe x-1/2 plus 2? Păi aduceam la acel numitor. Mai simplu. Păi, Ade, tu știi că trebuie să-l facem? Putem. Asta e. Putem, ne descurcăm. Putem. Cine are o soluție? Adi? Nu. Miruna? O idee, trebuie să... O idee, pardon. Observ că x-1/2 avem și 1/2. Adică avem x-1/2 și acolo 1/2. Adică tu spui așa, că numărul fracțiilor din stânga ar fi egal cu numărul fracțiilor din dreapta? Da. Până aici, excepția da. Sistera? Da. Și tu mai observi că sunt fracțiile așa pornesc. Cu prima cu 2 numitor, cealaltă era cu 2, cealaltă cu 3, 3. Și atunci, dacă vă observând chestia asta, e o primă observație frumoasă, interesantă, ce îți propui? Păi
Hai, gândește. X minus 1 egal cu 1 și atunci x egal cu 2. Cum? Cum? X minus 1 egal cu 1. X minus 1? Egal cu 1. Egal cu 1. Ia zice x minus 1 supra 2 egal cu 1 pe 2, de după egal. Ah, pe fiecare se ia așa? Mă minună. Dar cine îți dă ție voi așa? Tu cu... ăsta cu ăsta, ăsta cu ăla, da, așa. Da? Da, dar trebuie să ajungi acolo. Se pare că așa se va ajunge. Dar până acolo, minună, avem treabă. Eu am o idee, dar... Nu, nu-i interesează. Da. Măi, ținem la noi. Vrem să găsim și noi o idee. Am mai pățit-o așa. Când vă încercați să-mi dați o idee și eu am zis nu. Trebuie să găsesc o idee. Corect. Da, atunci, care? Ce? A, geometrie, problema aceea, nu? Așa. Păi ce trebuie să facă? De ce minus 212 aici? De ce e minus 212? Și-s 2013 minus 2 și... plus 1 e 2012. Și mă gândesc dacă ar fi 2012 ori 1 ala, dacă ar fi 2012, s-ar leca ceva. Păi hai să vedem aici. Miruna, nu întâmplător sunt 2012 fracții, sunt 2012 fracții, vezi? Uh-huh. Și minus 2012. Uh-huh. Eu pe minus 2012 aș putea zice minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Și dau la fiecare câte unul. Ție îți dau un minus 1, ție îți dau un minus 1, ție îți dau un minus 1. Să văd ce ies. Aș putea să fac așa? Da. Încă o dată. Câte fracții sunt aici în total? 2012. Una, două, trei, până la 2012. 2012. 2012. Și minus 2012. Dacă facem 1 pe 2 minus 1, plus 2 pe 3 minus 1, adică punem cu 2 minus 1 la fiecare. Să vedem, vreau duci la aceeași jumitor la fiecare. Da. Facem calculul, de cine este după aceea. Da. Rupem pe 2012 în minus 2012. N-ai să facut așa. Nu-i nimic. Ți-am spus. Dă nevoie să faci nimic. Dar eu nu fac nimic, domnul. Da? Așa. Deci, scrie mi nouă, echivalent cu. Măi, dacă asta e inițiativa noastră, Adi, să spun o lucru. Credem în noi. Credeți. Deci, x minus 1 Adi, totul pe 2, plus 2x minus 1, totul pe 3, plus 3x minus 1, totul pe 4, plus puncte, puncte. Da, nu-i corect, ajută-ne, că tu ai făcut-o acasă. Bun. Nu, eu am făcut-o. Secundă. Da, Miruna. Plus 2012x minus 1, totul pe 2013, egal cu. Haide, nu ne interesează. Avem o idee? Să vedem dacă ne merge ideea. Dacă suntem atât de siguri pe noi, noi credem în noi, asta e problema. Vine 1 pe 2 minus 1, apă echipă, plus 2 pe 3 minus 1, o altă echipă, plus 3 pe 4 minus 1, o altă echipă. Și mai departe, plus puncte, puncte, 2012 supra 2013 minus 1, o altă echipă. Echivalentul. Amplificăm 1 la 2 și 3 am făcut o mai fac și o altă mișcare. 1 pe 2, distribui 2 la fiecare. Și zic x pe 2 minus 1 pe 2. Poți să fac așa. Vezi, Miruna? Da? Mă așteptam să zici deci, asta, mamă. Deci, distribui numitorul 2 la fiecare dintre cei 2. X pe 2 minus 1 pe 2. Plus 2x pe 3 minus 1 pe 3. Plus 3x pe 4 minus 1 pe 4 și așa mai departe, plus puncte puncte, plus 2012x 2012x supra 2013 minus 1 supra 2013. E cazul. Și acum aduc la aceeași numitor. Pe prima o amplificăm cu 2 și ne dă minus 1. Minus 1 pe 2. Da, pe 2 adică. Plus. Minus 1 pe 2. Plus ăsta cu 3 și dă minus 1 pe 3. Deci minus 1 pe 3, nu mai zic plus. Minus 1 pe 3, minus nu? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Și numai departe, minus 1 pe 2013.
Sper că ați înțeles ce s-a întâmplat. Am adus la aceeași viitor, 2012 minus 2013. Gata. Da. Minusul pe 2. Adică toată bucata asta. Hai să lăsăm pe minusul la sfârșit. Și zic așa, x pe 2 plus 2x pe 3 plus 3x pe 4 plus mai departe plus 2012x pe 2013 minus 1 pe 2 minus 1 pe 3 minus 1 pe 4 și mai departe puncte puncte minus 1 pe 2013 egal cu minus 1 pe 2 minus 1 pe 3 minus 1 pe 4 și mai departe minus 1 pe 2013. Toată bucata asta de aici o văd în partea dreaptă. Da. Și atunci se elimină toată aia. Așa. Și ne rămâne x pe 2 plus 2x pe 3. Adică scot un x în factor comun și vine x pe lângă. X 1 pe 2. Pe lângă 1 pe 2 plus 1 2 pe 3. 2 pe 3 plus 3 pe 4 plus 2 plus așa mai departe plus 2012 pe 2013 și atât. Egal cu 0. Egal cu 0. Până l-ați trecut în partea cealaltă, minus 1 pe 2 e 0. Deci bucata tot și egal cu 0. Da. Și câte ori cât se facă 0? 0. Pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Corect. Da, da, 1 deci, pe 2. Deci, domnul profesor, 1 pe 2 plus 2 pe 3 plus 3 pe 4 plus puncte puncte plus 2, niciodată nu-ți fi 0. Deci x-ul e 0. Numai singura variantă e x egal cu 1 cu 0. Deci de aici x egal cu 0 sau partea a doua, 1 pe 2 plus așa, se facă 0. Plus 2012 supra 2013. Asta niciodată. Egal cu 0? Asta nu poate să fie 0. Imposibil. Imposibil? Numai x egal cu 0. Deci rămâne varianta x egal cu 0. X egal cu 0 și la rezolvat e. Am găsit că ecuația asta de sus are pe variante. Vedeți ce ușoară era? X egal cu 0. Asta-i? Asta-i. Mamă, de ce ușoară a fost. Hai, da. Hai să vedem, hai să ne uităm. Care au fost momentele care ne-au mers la suflet? Când am scris x-ul de 1 pe 2, aia era... Trebuia să ne prindem acolo. Când am scris 1 pe 2, minus 1 pe 2. Mai putea fi făcută și altfel. Da, eu am făcut altfel. Să distribuim pe U2 de la început. Adică minus 1 pe 2, minus 1 pe 3, minus 1 pe 4, bucata asta. Toate s-o ducem în dreapta. Exact așa am făcut eu. Și o doime plus o doime face o întreg. Exact. O treime, uitați, o treime. Cu două treimi, iar un întreg. Așa am făcut eu. Face, cu două treimi face un întreg. Un întreg. Și tot așa cuplat facea 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 face 2012. Minus 2012 și 0, așa am făcut. Da, deci jocurile pot fi făcute deci acolo trebuie să distribuiți, dacă faceți, vă prindeți că trebuie să scoateți x minus 1 pe 2, poate fi scris ca x pe 2 minus 1 pe 2. Așa. De acolo se rezolvă totul. Și lăsați termenii cu x într-o parte și termenii fără x, treceți în partea cealaltă și s-a rezolvat tot. Da, da. De acord cu asta. Deci, vedeți, eu m-am dus pe o altă observație. Am sesizat aici că sunt 2012 fracții și 2012 termeni. Și am luat câte un 1 și am dat la fiecare. N-are importanță cum. E important să observăm ceva. Exact. Dacă însă nu observi o chestie de asta, măcar distribuirea asta să o faci. Că distribuim de amcuța, minus 1 pe 2, minus 1 pe 3, exact. Minus 1 pe 4 și dus toți în partea cealaltă. Corect. Și apoi 1 pe 2 și cu 1 pe 2, el fiind cu minus 2, zic, acolo face plus. Da, 1 pe 2 plus 1 pe 2, 2 pe 2, 1. 2 pe 2, 1. Da. Apoi 2 pe 3 cu 1 pe 3, iară. Cu minus 1 pe 3, când îl duce în partea aia, e plus 1 pe 3 și iară fac 3 pe 3 și iară 1. Da, și 2012 termeni. Să înțeleagă ei așa ar fi fost. 1 pe 2. Da. Minus 1 pe 2 de acolo, așa, care făcea plus. O echipă. Da. Plus, uite, ați vezi pe minus 1 pe 3, dus dincolo de egal face plus 1 pe 3. 1 pe 3. 1 pe 3 și plus... 2 pe 3 de sus. 2 pe 3. Și iar îi puneam într-o echipă... Vedeți? Și 3 pe 3 și 1 iară. Și cu 2 fac 3, 3 pe 3 și face 1 aici. Aici face 1. Exact. Și așa mai departe. Și aveam 2012 echipaj. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Fac 2012 minus 2012 și fac 0. Exact. Și exact cum am ajuns noi. Corect. X pe lângă, nu știu cine, egal cu 0. Corect. Un produs egal 0, fiecare egal cu 0. Foarte.
Da? Da. Deci sunt artificii de așteptat, care, mă rog, la prima vedere acolo părea că e dificil ieșit. Da? Părea că e dificil, dar nu, nu a fost dificil. După ce îl faci, mai ales după ce îl face Iisus, este sigur. Da? Așa se da. Să vedem. Avem și altul. Ia să vedem. 1,x cu bară deasupra. 1,x cu bară deasupra, domnul profesor. Așa. Plus 2,x cu bară deasupra. Nu toate, acum vedem. Deci 1,x cu bară deasupra. Barat. Care mâine îi faceți la clasă. Fiți atenți. Ei, da. Da, că sunt continuare la și temă. Și 1,x cu bară deasupra. 1,x cu bară deasupra. Plus 2,x cu bară deasupra. Plus și așa mai departe. Plus 9,x barat. Egal cu 49,5. Lucrează. Te-ai gândit? Da. Eu nu am. Stai acolo. M-am gândit că 1,x. Clasa 11, domnul profesor. Nu mai dormim. Nu mai dormim aici. Dă nu încolo, nu știu să urmă. 1x cu bară deasupra pe 10. Deci 1? 1, să-l transformăm, să scriem ca practic. Dar e o oră și două lăsă. Nu e nicio oră și mai, 56. Așa, opresc. Opresc?